Dragii mei, sunt în baie și știți de ce? Pentru că trebuie neapărat să mă vopsesc. Mi-am cumpărat o vopsea de la Garnier, ceva nou de data aceasta, ceva a apărut nou și am zis, bă, hai să încerc și eu. Da, mi-am lăsat părul așa, un pic mai uleios ca să se prindă bine mai vopseau, deși ieri m-am spălat. Deoarece el a crescut așa, adică aproape că asta este culoarea mea, da, să zice că poate mai am niște reflexe, pe nu. Nu, asta este culoarea mea și aici mai este un pic de vopsea. Dar, sincer să fiu, în ultimul timp nu m-am mai vopsit, m-am lăsat așa și m-am tot tuns. Știți că eu aveam un blond, un rest de blond și am vrut să scap de el. Așa că astăzi o să scap de blondul ăsta, de blondul ăsta, doamne. Adică am scăpat deja, dar vreau să scap și de nuanța asta mea, un pic să mai prospătesc părul și să mă vopsesc. Unde mi-am pus vopsea? Aia aici, ia uitați-o. Deci, asta este vopseaua, e o găletușă de la Garnier cu vopsea de această culoare. Ia uitați, avem moca, avem 6-0, mocacino brown. Ia uite cum mă simt, se descarcă și telefonul, de ce să nu. Așa, și avem aici, da, deci este ambalată, dar arată foarte interesant, zici că e ciocolată aici. Și vă arăt repede, ia uite că avem de toate. A costat undeva la 7 euro, deci a fost destul de scumpă, ar trebui să fie foarte bună. Avem mai multe chestii aici, ia uite, avem shea butter, deci asta este un fel de balsam, shea butter. Avem un bețișor cu care să amestecăm, ia uzi. Aici avem vopseaua, da. Și aici este colorantul. Nu, de fapt, ăsta este colorantul, vopseaua, și aici este oxidantul, da? Avem oxidant, vopsea, instrucțiunile și mănuși. Și în asta, ar trebui să fac eu vopseaua, sub nicio formă. Ba da, zici că aici trebuie să faci vopseaua. Și după aia să pleci, să iei direct și să pleci cu mănușile, da? Deci fără penslă, fără nimic, direct pe rădăcină. Hai să facem cum zice, nu? Hai să mă pieptăm întâi, ca să îl descălcesc. Mi-am luat tricoul ăsta negru, că și așa îi de casă. Și hai să facem repede treaba asta, că vreau și eu să arăt bine astăzi la școală. Și aici, vedeți, am o grămadă de fire albe, da? Ia uite, acestea sunt toate fire albe. Îmbătrânești, fată. Asta este, îmbătrânim. Să-mi dau ceva pe buze, că tare mi se usucă buzele astea. Și o să mă dau cu un pic de ulei de la Essence. Asta îmi place foarte mult. Essence Lip Oil. Așa, da? Haideți să vă arăt. O să vă iau... Doamne, cât apăr! Și faza e că îmi și cade păr. Adică, nu știu, mă burlesc. Sincer, mă burlesc. Uite să... De aici, da? Deci avem cutiuța. Și o să punem aceste minuni. Dar îmi trebuie o farfecă. Așa, avem o farfecă. Punem aici. Ăsta este colorantul. Deci dacă funcționează, cu siguranță o să îmi mai cumpăr vopseaua asta. Așa. Și ăsta este oxidantul. Hai să vedem. Deocamdată miroase ok.
Ia să vedem. Și acum amestecăm cu acest minunat băț. Amestecăm. Zici că e cutina aia de înghețată. Ce mănuși. Da, ca de obicei, aceleași mănuși. Da. Ne vopsim. Ne vopsim. Așa. Și iau de aici produs și pun în cap. Fără pensulă, fără nimic. Simplu. Repede și simplu. Uite așa. Mai stăm noi să ne mai pensulim, să ne mai, ce știu eu, punem direct atât, ca și cum mai pune cu găleata. Dacă așa zice, de aici, că aici am foarte mult păr alb. Și aici așa. Mai stau eu să mă chinui. Și așa am puțin păr, deci... Și apropo de păr, fetelor, mi-am cumpărat de pe Temu niște accesorii pentru păr, că altfel nu pot să le zic, că nu sunt peruci, dar sunt accesorii. Și sunt atât de faine. Băi, deci chiar ajută pentru cele care au puțin păr și vor să aibă un pic mai mult volum sau așa, ajută. Mamă, dar ce ajută? Uite așa. Și nu stai, că am pus abia puțină vopsea. Și uite. Îmi sună iubi. Mă sună iubi. De ce mă sună iubi? Uite așa. Da? Rapid. Și las undeva la, să zicem, 40 și sper să se prinde tot. Că aici așa a stat albă, toată salbă. Băi, deci după 40 de ani, e gata. E gata. Acum, închid, da? Revenim după vreo 30 de minute, 40 de minute. Gata, m-am spălat. Să știți că a acoperit ceva. Acum când o să-l usuc, o să văd mai bine. Și aici la firele albe a acoperit. Mi-a mai rămas ceva aici, dar o să văd. Și trebuia să aplic masca aia, care de fapt care am avut-o cu shea bută, era mască. Și trebuia să stau 3 minute, dar eu am aplicat-o și am și spălat-o. Am tura următoare, o să fac treaba asta. Și vreau să vă arăt skincare-ul meu, ce produse folosesc eu de dimineață și seara, bineînțeles. O să vă arăt rapid, deci nu e că folosesc, cine știe, ce produse scumpe. Folosesc produse chiar ieftine și bune. Mi-am cumpărat de la Acțion. Voi știți că eu cumpăr de la Acțion produse pentru față și sunt mulțumită, da, până în prezent. Avem acest produs, gel de curățat fața cu acid salicilic, parc și complex de ceramide, care este foarte bun pentru reducerea punctelor negre, reduce porii și absorbă uleiul, excesul de ulei de pe față. Așa arată așa, The Skin Doctor. Așa este vegan, nu conține alcool și fără coloranți. Așa. Și mie chiar îmi place foarte mult, îl folosește și Bia, pentru că și ea are probleme cu fața, cu coșuri, cu tot felul, na, ca în perioada aia de pubertate. Și îl aplic pe față, îl las așa un pic să acționeze câteva secunde și după aia îl clătesc bine cu apă călduță și folosesc pentru chestia asta. Eu v-am mai zis că am niște paduri din bumbac pe care le-am cumpărat de la Aldi, cândva de la Lacura. Nu le folosesc întotdeauna, le folosesc când am mai mult timp pentru mine. Dar în mod special ăstea, pentru curățarea feței în profunzime.
Pentru că împorii întotdeauna rămân blocate, ca să zic așa, impurități de la fund de ten, de la pudră, de la tot felul de produse acestea pentru make-up și de aceea câteodată ai impresia că ai tenul încărcat. Pentru că nu este curățat bine, nu este curățat în profunzime. Eu acest pad îl umezesc cu apă călduță și pur și simplu frec fața cu el ca să ajut porii să-i curăț. Și aici la sprânceană, să știți că se adună mereu puncte negre din cauza produselor. Pentru că no, suntem care ne facem sprâncenele, ne colorăm sprâncenele, ni le fixăm și se încarcă și acolo și de aceea în zona aceasta mereu ai impresia că ai foarte pielea foarte încărcată așa. Eu aseară mi-am făcut curățare, adică mi-am scos niște puncte așa și de aceea îs roșii pe aici pe acolo. Dar cum vă ziceam, ia uite că ăsta nu s-a colorat. Fii atent că aici încă sunt albă. Sunt fire albe. În fine, încep să mă enervez că nu-mi place că nu a colorat chiar așa ca lumea, dar vedem că o să usuc părul. No, și frec bine așa. Asta este prima etapă. Da? După care îmi absorb apa de pe față, dar nu foarte mult, ca să rămână totuși hidratată. Și mai departe îmi aplic un tonic care îi de la DM. De la Balea. Băi, deci e foarte fain. Beauty Expert Glow Toner cu vitamina C și cu pantenol. 1% pantenol. Și iau așa o dischetă și chiar trebuie să-mi cumpăr pentru că mai am foarte puțin. Aplic așa pe dischetă. Asta este pentru un pentru prospețimea feței sau pentru hidratarea feței după acel gel de duș care e destul de puternic, da? Pentru că conține acid salicilic și asta usucă. Și atunci ai nevoie de o hidratare așa după el, imediat. Da? Și aplicăm vitamina C care ajută la albirea feței. Bun, am aplicat chestia asta, lăsăm așa un pic să intre, să acționeze, că nu-mi stă prosopul ăsta. Trebuie să-mi cumpăr un prosop de acela special pentru păr. Că am avut, dar le-am aruncat, că deja erau nașpa. Și gata, mai departe, ce folosesc? Eu folosesc, dintotdeauna folosesc și l-am folosit pe acesta de la Balea, Augan Roll-On, cu hialuronic. Pentru că are biluța asta din metal, care practic ce face? Răcorește zona. Când ai cearcăne, ori îți pui felii de castraveți, ori îți pui o lingură așa băgată în frigider și ți-o aplici pe zona, pe ochi, ca să se relaxeze, să dispară, ca să se relaxeze, să dispară cearcănele, ori îți cumperi genul ăsta de aplicator, da, cu biluță și practic ce faci? Îți masezi zona de sub ochi. Asta o folosesc eu de cele mai multe ori. Sau mai am aici o cremuță care o folosesc eu pentru ochi cu caviar, tot de la Lacura. Bine că a terminat mașina de spălat și îmi cânt acum în cap. Ăsta este un iluminator cu caviar de la Lacura. Îl am de ceva timp. Este transparent și nici dacă mai este bun. Are un miros dubios. Cred că o să-l arunc pentru că nu-mi place cum miroase. Așa. Și acum aplic așa cu degețelele, adică fac așa un masaj ca să intre mai repede aici, în piele. Și la un moment dat îți dispar cearcănele. Deci chiar funcționează. V-am spus, cu produse foarte ieftine, convenabile și chiar ai o parte de o îngrijire
Atenului foarte bună. Apropo, pentru demachiere seara folosesc acest garnier, apă micelară, care are de toate. Curăță și machiajul ăla gen foarte mult fund de ten. Rimelul waterproof, deci curăță foarte bine pentru că conține și particule de ulei. Și mai am aici o apă micelară tot așa cu ulei pe care am cumpărat-o de la Netto. Dar nu mai știu cum îi zice pentru că i-am rupt eticheta că se stricase. Stai să vedem. E tot așa vegan. Bine. Dar îl găsiți la Netto. Așa. Și acum că fața mea este cât de cât tonifiată, ca să zic așa, hidratată, da? De obicei îmi aplic un ser din acesta de la Action, de la Eliza Jones. Este un ser cu 98 ingrediente de origine naturală, tot felul de uleiuri, ulei de argan, cred. Da? Și este foarte bun pentru un glow așa. Și nu aplic foarte mult, ci vreo două picături, pentru că este prea mult. După aia e tenul foarte gras și aplic aici, în zona asta. Nu pe nas și nici pe frunte, aici unde mă interesează și pe decolteu. Aici așa. Un pic să hidratăm. Pentru că pe nas și așa îs. Aici, în zona asta, e mereu grasă. Așa, da? Și acum îmi aplic un ser de la Essence, care mișorează porii, nu știu dacă am zis bine, da? Uitați-l. Cu rodie e ăsta. Îl găsiți la DM, la standurile Essence. Și îl folosește și Bia pentru că e foarte natural și chiar ajută. Asta este pentru zona asta. Pentru zona T, unde am eu porii foarte dilatați. Nu știu dacă vedeți, dar aici așa sunt porii dilatați. Asta ce conține? Conține rodie și 3% niacinamide. Asta conține niacinamide și chiar este foarte bun pentru tenul uleios. Seara folosesc așa, pentru ten. Deci mă spăl cu același gel, da? Cu ăsta. Mă spăl seara. Și după ce l-am curățat bine, îmi aplic acest ulei cu retinol de la Catrice. E foarte bun. Nu știu, se liniștește fața așa, parcă se îndreaptă, nu știu cum să mă exprim. Porii devin mai mici, roșiața dispare, ridurile parcă se întind așa, deci fața devine foarte faină, foarte netedă, cu acest ulei retinol. Doar seara îl folosesc pe ăsta, înainte de a mă culca și, v-am spus, ajută foarte mult. Bun, dacă mi-am aplicat toate astea, mai am nevoie de o cremă. În ultimul timp am descoperit această cremuță care e pentru copii, pentru bebeluși, de la Biobchen. Asta o găsiți tot la DM. Este o cremă cu galbenele, parcă, nu, cu mușețel și parcă cu propolis. Nu mai știu. Nu, mă, e galbenele. E cremuță cu galbenele. Calendula sunt galbenele. Camila este mușețela ei. Și miroase și a propolis. Ia uitați, arată cam așa. Este foarte grasă, dar intră foarte repede în piele. Și eu iau ceva de genul pe deget și îmi aplic așa câteva puncte unde știu eu că am nevoie și la ochi. Și pe gât. Așa, și să știți că nu prea poți să faci mare lucru cu crema asta, gen să faci masaj, pentru că intră foarte repede în piele. No, și astea sunt produsele care le folosesc eu acum pentru skincare. Și, sincer să fiu, sunt mulțumită de ele, chiar mă ajută și îmi menține fața cât de cât tânără. Să nu uităm că am 40 de ani, da, trec pe 41 și mai apare pe aici, pe acolo, cât un rid, câte o față căzută,
Deci nu e că, vai de mine, suntem perfectă. Așa că mă folosesc și eu de bruse din astea așa cât de cât ok, dar și ieftine, pentru că nu-mi permit să dau banii pe produse foarte scumpe. Am mai cumpărat de la Eucerin, de la Avène, am mai cumpărat multe firme din astea scumpe și, sincer, să fiu mică. Chiar, vai de mine, nu știu ce, adică îs cam la fel ca, nu știu, zic și eu. Acum să nu mi-o luați în nume de rău sau să mi-aud pe aici în jurături că, vai de mine, nu știu ce. Sunteți care folosiți și produse scumpe și vă ajută, dar, sincer, să fiu pe mine, prea mare diferență între ele nu este. Așa că, na, asta este părerea mea personală. Și aici avem cremuța pentru corp de la DAF. Body Skin, Body Love Silky. Arată cam așa și este foarte bună, este foarte hidratantă și este foarte ok la preț, 3 sau 4 euro. Eu pe asta o folosesc pentru corp. Iar pentru îngrijirea corporală folosesc săpun de la DAF și apoi am un gel de la DAF. Nu contează, un gel obișnuit de la DAF, dar întotdeauna mă spăl prima dată cu săpun de la DAF și apoi cu gelul de la DAF. Și la urmă mă dau cu această cremuță de la DAF pe care v-am arătat-o. Na, și cam asta este treaba. Deci ăsta este skincare-ul meu. O dată săptămână îmi fac măscuțe de tot felul, tot de la DM, le cumpăr pastea de la Garnier sau pur și simplu, de astea așa mai ieftine, sau chiar de la Action. Cumpăr măscuțe pentru hidratare, pentru lifting și așa mă întrețin eu cu fața mea, da, la 40 de ani. Bun, dragile mele, acum fac repede un machiaj. La machiaj, să știți că eu folosesc produse din totdeauna, mai nou. Folosesc două fonduri de ten de la Revlon. Le-am descoperit. Bine, am cumpărat anul trecut și acum le folosesc în continuu. Deși aveam, doamne, aici, în cutia asta mea, aveam, dar nu mai am. Știți cum e, nu? Vorba aia. Deci vlogul ăsta o să fie cu și despre cosmetice și așa mai departe. Aici am două fonduri de ten de la Revlon, două nuanțe diferite, una mai închisă, una mai deschisă. Eu pe astea le amestec. Au SPF 15%. Pun aici pe mână ca să se încălzească. Deci secretul unui ten perfect așa, nu, cu fond de ten, este să aplici fondul de ten aici pe mână, pentru că pielea este caldă și automat în combinație cu pielea, fondul de ten capătă așa o textură mai hidratantă și intră altfel în piele. Adică nu ai senzația de fond de ten, de ten încărcat cu fond de ten sau ceva de genul, de mască. Și eu nu fac așa decât iau o pestulă și aplic așa rapid peste tot, da? Ia uitați. Deci nu chiar tot produsul. Acum chiar am aplicat un pic mai mult, dar fiindcă mi-am făcut extracții aseară, fața mea este roșie, mi-aplic un pic mai mult fond de ten ca să mi le ascund. Așa. Și asta fac eu în fiecare dimineață, deci vă arăt și machiajul meu de zi cu zi. Dăm și aici un pic la rădăcină, că mi-a mai rămas culoarea din asta de vopsea. Așa. Nu prea se vede ok pe camera asta de la telefon, da? Înțelegeți voi ce și cum. Astea fonduri de ten le-am comandat de pe Notino. Au fost foarte ok la preț. Am dat, cred că, 7 euro sau până 10 euro pe ele. Și îs mulțumită. Deci au acoperire foarte bună. Nu usucă pielea. Arată chiar foarte bine. Na, acum depinde și de față. Cum ți-o hidratezi înainte. Ce faci, ce așa. De-aia e bine să îți hidratezi fața înainte de a aplica fondul de ten. Și mă mai uit și în oglindă să văd dacă nu-mi rămân dure de fond de ten, că se mai întâmplă să rămâie dure. Și aici, așa, sub ochi, aplic un pic.
Nu mai mi-aplică concealer pentru că ăsta are deja o acoperire destul de mare și dacă mai pun și concealer, mamă, zici că sunt dată cu var. Îl aplic doar pe ăsta și atât. Wow, deci am vorbit o grămadă, am 18 minute, deci asta o să fie un vlog cu și despre produse de îngrijire, skincare și machiaj. Așa, și acum o să-mi aplic un pic de pudră la ochi, să-mi aranjez prosopul ăsta, că mi se duce în jos. Așa, am o pudră de la Essence, Brighten Up Banana Powder. Asta de la Essence e super. E și foarte concentrată, de aceea eu nu folosesc mult. Folosesc doar puțin așa aici, ca să fixez în zona ochilor. Și un pic aici pe frunte, pentru că transpir. Așa, gata. Și mai departe merg cu paletica de la Make Up Revolution. Asta am cumpărat-o tot de pe Notino. Deci produsele pe care le vedeți sunt de pe Notino, majoritatea. Aici avem bronzer, highlighter și blush. Îmi place că bronzerul ăsta este o culoare neutră și nu se vede chiar așa de urât, cel puțin la machiajul de zi cu zi. Așa. La tenurile deschise este nevoie întotdeauna de un bronzer mai rece, așa, culoarea aia rece. La tenurile mai închise e nevoie de un bronzer mai călduros, așa, mai culoarea aia, mai cafea cu ciocolată, ceva de gen. Da? Și la tenurile deschise, după cum v-am zis, e nevoie de un bronzer din ăsta așa mai rece, culoarea aia așa mai spre, nu știu cum să zic, mai spre un maro din ăla mai spre gri. Înțelegeți voi ce vreau să zic. Și bineînțeles că aplic și aici așa, în zona aceasta, ca să îmi subțiez gușa, pentru că am gușă, fetelor. De ce să mă mai ascund după deget? Am făcut și goșă, am făcut și burtică și de toate alea. Acum încercăm să scăpăm de ele. Așa și pe nas un pic aici. Ca să subțiem nasul. Mamă, deci este ora 11 și eu îndată trebuie să plec. Că la 1 începe ședința. Adică școlarizarea. Așa, bun. Și tot cu pensula asta, că nu mă mai stresez acum să caut alte pensule, iau din blush-ul ăsta, așa, dar surplusul îl dau jos, da? Așa, și aplicăm aici un pic, ca să nu par chiar așa de palidă și mai uit și în oglindă să văd dacă fac bine. Așa, și trag un pic în sus. Efectul ăla de lifting. Trebuie să-mi curăț și pensulele, să știți. Uite că aici am pus prea încoace. În fine. Și bineînțeles că o să iau un pic de highlighter, dar nu foarte mult, că e ziua și e soare și se vede nasol. Nu am un pic așa aici. Știți, așa de bun simț. Cat un pic pe nas și aici. Deci nu foarte mult. Că nu mergem la nuntă, da? Și acum am o parețică de la Trend It Up Vintage Vibe. Asta este parețica mea care o folosesc de zi. Machiajul de zi. Am două nuanțe. Asta și cu astea. Astea două. Sunt naturale. Neutrale, pardon. Da? Deci nu deranjează. Nu vreau să mă machiez ca și cum aș duce la nuntă, ci mi fac așa niște umbre aici pe la ochi ca să pară cât mai natural machiajul. Și le fac, machiajul la ochi îl fac cu degetele. Iau fard pe degete și îl întind așa fain frumos. Că v-am zis, nu am timp să stau să, câteodată n-am timp să stau să mă machiez, să stau câte 2 ore aici.
cel puțin 1000 trebuie 10 minute pentru chestia asta, plus că na, trebuie să mai fac și părul, da? Când merg la muncă la dimineața, atunci când merg dimineața la muncă, na, mă trezesc la ora 5 pentru ca să mă și aranjez, să fac machiajul, să fac și părul un pic, să nu mă duc chiar ca o zăpăiată. Ia timp, dar încerc să mă încadrez. Nu. Nu trebuia pensul, nu, dar nu mai contează acum. Facem așa cu degetele. Și am un rimel de la Essence, da? Deci majoritatea produselor, ați văzut, sunt de la Essence, Catrice și Trend It Up. Așa. Aplic repede. Asta este machiajul meu de zi cu zi. Așa, și bineînțeles, frângenele, am un creion de la Makeup Revolution. Așa este, da? Nuanța maro. Și mi le fac repede, deci nu e că stau să o veșnicie și la astea. Eu mi le-am cumpărat aceste produse anul trecut, undeva prin octombrie, și mi-ajung până la anul în octombrie, adică mă folosesc de ele o grămadă. Și mă machiez așa, adică mai fac și machiajul dintre astea de seară, mai fac și live-uri pe TikTok, unde na, le folosesc în cantitate destul de măricică și mi-ajung. Încerc să nu investesc foarte mult în produse de machiaj pentru că, sincer să fiu, nici n-are sens. Adică ele au o limită acolo de valabilitate și odată ce trece de limita aia, ele nu mai au aceeași calitate, nu aceeași acțiune. Și în al doilea rând, nu sunt sănătoase pentru ten. Când aplici un produs expirat, chiar nu sunt sănătoase. Îți apar alergiile, iritațiile și mâncărimile, tot felul. Deci, fetelor, dacă aveți produse expirate, aruncați-le, că nu au nicio, nu mai au nicio treabă. Mai bine cumpărați-vă din astea produse mai ieftine de la Essence sau Catrice, că sunt bune și să știți că sunt dupuri la astea scumpe. Unele dintre ele chiar sunt dupuri și își fac treaba. Și apoi, sincer să fiu, deci un machiaj se așează foarte bine pe o față curată. Important e ca fața să fie foarte bine curățată înainte de aplicarea tuturor produselor de make-up. Pentru că dacă ai o față neîngrijită, care e nehidratată, corespunzător, ce știu eu, nu folosești produse care nu, să-ți îngrijească cât de cât, nu, atunci arată așa, cakey. Arată nașpa, știi, ca și cum te-ai dat, ți-ai pus o mască. De aia vă zic, fetelor, aveți grijă ce faceți și cum faceți cu fața spălată dimineața și seara, demachiată, da, corespunzător. Nu vă culcați cu machiaj, cum am făcut eu de foarte multe ori, cu machiaj pe față, că mama mea, deci chiar foarte nașpa. Fața se încarcă și după aia apar punctele negre, îmbătrânește, deci trebuie neapărat, înainte de culcare, fața trebuie curățată, corespunzător, îngrijită, dată cu o cremuță acolo hidratată, nu contează, important e să fie curățată. Bine, și poți să o curezi, dacă nu ai produse din acestea de îngrijire a feței, ia-ți un săpun, pur și simplu, și spală-ți fața bine, ca să vezi că scârție când pui degetul și așa scârție, și după aia dă-ți cu o cremuță. V-am spus, eu cumpăr produse astea de la copii, cu gălbenele, acum cu mușețel, cu tot felul, nu mai dau banii pe tot felul de creme scumpe, că nu are sens. Așa. Și acum fac buzele, da? Iar trebuie să mă spăl pe dinți. Trebuie să mă spăl pe dinți, că am uitat să mă spăl pe dinți.
Așa, m-am spălat pe dinți, pentru că aia e chiar foarte important. Și am o să-mi fac și eu conturul buzelor. Am eu aici niște buze care tot le-am de la Makeup Revolution. Era să zic condimentate, comandate tot de la Makeup Revolution. Am un kit, creionul și lip gloss-ul. Așa, și îmi fac și eu un contur aici, un pic așa. Dar nu, cine știe ce extravagant. Și nici foarte departe de conturul meu de buze, că nu vreau să fiu din aia. Așa, gata. Și repede mi-aplic lip gloss-ul ăsta care n-a înțenat în alea. Și apoi ăsta rămâne toată ziua pe buze. Deci este foarte fain, după cum puteți să vedeți, chiar e fain. Culoarea este brunch. Brunch. Kitul este brunch, da? De la Makeup Revolution. Și acum îmi fixez toată minunăția asta. Tot cu un fixator de la Revolution. V-am spus, marea majoritate a vrut să-l sun de la Makeup Revolution, care sunt foarte bune. Doar fondurile ten sunt de la Revlon. Da? Revlon Color Stay 24 de ore Combination Oil Skin. Asta este fondul meu de ten. Am un dos pentru oil skin. Așa, și acum să vedem cu părul ce se întâmplă, ce și cum. Apropo, deci ăsta cred că o să fie un video doar cu și despre skincare și cu produse de păr, da? Ăsta o să-l pun separat pe YouTube, ca să nu fac un filmuleț de un kilometru, pentru că astăzi mai am și altele de făcut în afară de asta, adică și mâncare, și dacă e să le pun toate la un loc, o să fie un vlog de un kilometru. Deci asta este vopseaua care am folosit-o dimineață. Deci m-am vopsit, da? Fetelor, ca să știți, am folosit vopseaua de la Garnier Good. Asta este nou, a apărut pe piață, ultimul de la Garnier. E ca o cutie așa de înghețată. Zice că e produse naturale 90%. Conține, cred că macadamia, nu? Sau ce? Shea butter, ulei de shea butter. Shea butter. Unt de shea și nuanța este mocacino brown. Da, deci asta este, fetelor. Am să vedem și noi ce și cum, care e treaba cu părul meu. Nuanța îmi place foarte mult, e faină. Și acum, pentru că nu, l-am vopsit. Ia uitați. Dar chiar e faină nuanța, numai că aici, uite aici, nu s-a prins. A rămas alb. Deci, cum e posibil așa ceva? Avem de la L'Oreal, El Vital, un produs care este bun, Leave-In Serum. Deci, după ce te-ai spălat pe păr și l-ai uscat așa de cât de cât cu prosopul, folosește un Leave-In. Că așa zic cei de la salon, hairstyliștii. Folosește un Leave-In, că ăsta îți hidratează părul, da? Și nu se mai rupe chiar așa. La mine se rupe pentru că e foarte firul, e foarte subțire și eu îl mai usuc cu peria și nu, se mai subțiază, da? Cât de cât ăsta ajută. Ăsta este Bone Repair cu 20% complex de ceva de lămâie, nu știu ce. Nu înțeleg. Zice că repară firul de păr și n-a fost decât două picături și aplic aici așa pe lungimea părului, nu la rădăcină, pe lungimea părului. Că așa mi-e mai înmoaie părul, nu știu cum să zic. Eu chiar dacă îl piept, mă, deci chestia asta mă deranjează. Chiar mă deranjează. Ia uite. Îmi vine să dau cu lama. Acolo. Ce Dumnezeu, nu s-a prins acolo. Aici s-a prins. Dar uite că și aici nu s-a prins. Vezi? Aici a rămas alb. Ce aiurea! Mamă! Ce aiurea! Îmi vine să iau vopsea, că mai am aici un pic de vopsea, și să dau aici. Dar dau de seară. Lasă asta aici și dau de seară. Acum nu mai am timp. Așa. Am dat. Mai folosesc un pic de
ulei dintre ăsta, că parcă n-am dat peste tot. Ce e tu? Ce e, fată? Ce e? Te agiți așa, Tosca. Așa. Și bineînțeles că o să îmi aplic un spray din asta de protejare a părului, Hits and Shoots. Spray pentru protecție împotriva căldurii. Aoleu, mi-a dat și în ochi, ca pietele îl întind. Că dacă folosești produse cu căldură, ăsta aparate cu căldură, trebuie să folosești și produse pentru protejarea părului, nu? Și acum o iau pe aptenul ăsta așa cu dinții mari ca să nu trag de păr să-l rup și așa el să mai rupe. V-am zis, părul meu este foarte sensibil și nu știu zău că o să-i mai trebuiască până o să-și revină. Că de căzut îmi cade părul foarte mult, dar să știți că asta este din interior. Părul cade și din cauza stresului, da? Ceva îți lipsește în corp, ceva vitamine, tot felul. Nu neapărat că folosești produsele greșite. Așa, și acum o să-l usuc. Dar să știți că diferență mare de culoarea mea de păr nu este. Un pic așa l-a colorat el, ce să zic. Dar culoarea a rămas cam tot aceeași. Acum să vedem. Așa. Îmi iau peria de la Revlon. Deci ca să vedeți că nu am doar fondete de la Revlon, am și perie din aceasta de la Revlon, care mă ajută să-mi coafez, să-mi stilizez părul. Că... Da, totuși mă duc la muncă și n-aș vrea să arăt chiar așa ca o zăpăcită. Îl curăț întâi pentru că îl folosește și Bia. Și mai este păr așa de păr lung. Așa, și acum îl usuc. Și ca să vedeți o chestie, deci m-am spălat pe mâini și fondul de ten mi-a rămas. Deci ca să elimini fondul de ten, trebuie să ai o apă micelară care este aceasta, da? Pentru curățarea fondului de ten cu ulei, pe bază de ulei. Apa micelară de la Garnier pe bază de ulei. Pentru că, uite, mie mi-a rămas aici un rest de fond de ten. Și nu merge. Deci cu apă și săpun nu merge. Deci trebuie să folosești un ulei ceva. Bun, dragile mele, acesta este filmulețul cu produsele de skincare. Ați văzut și voi, folosesc produse cât de cât ok, accesibile la preț și bune de altfel, da? Care se apropie cel puțin de cele scumpe. Și pentru păr v-am arătat ce am folosit, ce vopsea. Am folosit și sunt foarte mulțumită. Nuanța este superbă. Cred că mi se potrivește. Așa. Dacă îmi place mie, sigur o să vă placă și vouă. Produsele pentru corp. Ați văzut și voi. Cel de la Dove. Ăsta Silky, care e foarte bun. Trebuie să pregătesc ceva de mâncare, pentru că copiii vor veni cât de curând acasă și o să le fie foame, așa că
Da, mă grăbesc să fac ceva de mâncare înainte de a pleca. Nu știu dacă o să termin. Cred că nu. Pentru că mi-a luat ceva și cu părul, și cu machiajul, și cu no, pregătirea asta, dar o să văd ce inventez repede și o să ne vedem, o să ne auzim pe celălalt vlog. Da, vlogul. Ăsta este un video cu skincare și ăla o să fie un vlog. Așa că v-am pupat și vă mulțumesc pentru vizionare.